Doamne ajută, Doamne, ce este pe toți. Într-adevăr, e ca o pregustare a bucuriei învierii și simțim de toată inima că acest pas laic încetul se convertește prin prezența icoanelor, prin prezența cântării și nădăjduiesc eu prin prezența rugăciunii, de aceea m-aș bucura cu binecuvântarea preasfințitului Părinte Varlaam, poate cântăm și un Hristos a înviat, ca bucuria aceasta, pregustarea învierii, să fie mai deplină. Și vă propun să spunem cu toții Tatăl nostru și să cerem binecuvântarea preasfințitului ca să convertim acest loc, acest spațiu, un spațiu de rugăciune și după aceea vă voi spune și cuvântul. Spunem cu toții Tatăl nostru. Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește în cer. Doamne, iubește, 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 Doamne, iubește,